Bună ziua! Astăzi o să facem o scurtă prezentare la telefonul Sony Ericsson Xperia Arc S. Acesta vine ca un upgrade la varianta anterioară, Xperia Arc, un telefon foarte popular pe care îl avem și noi pe site, căruia am făcut un review acum mai bine de 5 luni, mai exact la sfârșitul lunii martie, dacă nu mă înșel. Acesta a fost lansat în luna septembrie 2011 și vine cu mici diferențe, mici îmbunătățiri din punct de vedere tehnic. Și când spun acest lucru, mă refer la procesor, care această dată este vorba de un procesor Scorpion Snapdragon de 1,4 GHz. A fost îmbunătățită și conectivitatea. De această dată putem să vorbim de viteze 3G ridicate de până la 14,4 Mbps pe secundă download. Din punct de vedere al aspectului, telefonul este identic cu Xperia Arc. A fost menținut acest design inovativ, curbat, ușor curbat. Telefonul arată în continuare extraordinar de bine și este printre cele mai spectaculoase telefoane din punct de vedere al designului. S-a adus o îmbunătățire și la cameră. O să intru și eu imediat din meniu. Vine cu o dată cu Android versiunea 2.3.3. Vine cu suport pentru fotografii panoramice. O aplicație pe care o găsim la foarte multe telefoane din gama high-end, însă până acum nu a fost implementată la Xperia Arc, dar nativ n-a fost implementată, deoarece în Android Market sunt mai multe aplicații contra cost care ne permit să facem astfel de poze panoramice. Trebuie să mai aduc în discuție la acest telefon faptul că vine și pe culori diferite. În această dată putem să vorbim de black, pink și white. Variantele anterioare ale telefonului Xperia Arc erau blue și silver. O să vă invit pentru mai multe detalii să urmăriți review-ul complet al telefonului Sony Ericsson Xperia Arc. Aceasta a fost prezentarea la Xperia Arc S. Pentru mai multe detalii, vă invit pe telefonul tău.eu.